bun, deci salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem aici pe desktop. În acest episod v-am pregătit un mic tutorial. V-am anunțat ieri sau la altă, nu știu exact când va apărea acest tutorial. V-am anunțat că o să vă fac un tutorial cum să activați tabul comunitate, monetizarea și cum să îți activezi reclamele pe YouTube. Înainte de a trece la videoclipul propriu-zis, vreau să vă rog să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să-mi dați un follow pe Instagram, îl aveți în descriere. Bun. Tot ce trebuie să știți, cel mai principal lucru este să aveți cel puțin 1000 de abonați și 4000 de vizualizări. Stai să vă spun exact cum spune. 4000 de ore de vizualizare în ultimele 12 luni. Exact așa este. Bun, trebuie să stați așa un pic să schimbăm canalul. De fapt, o să stăm un pic aici. Bun, cum activați monetizarea? Sau hai să le luăm în ordine, cum v-am spus. Cum activați tabul comunitate? Sunt două variante. Prima variantă este să aveți cel puțin 10.000 de abonați sau să vă activați generarea de bani. Astea sunt singurele două variante cum puteți să vă activați tabul comunitate. Pentru cine nu știe ce este tabul comunitate, ți se deschide, hai să vă și arăt, ți se deschide un nou tab, cum este la orice canal de YouTube, pagina principală, videoclipurile, playlist-uri și tot așa. Hai să dăm. Intrăm pe zuchi.dev, pe canalul meu, 2400 de abonați, vă mulțumesc enorm. Uite, vedeți aici, da? Pagina de pornire, videoclipuri, playlist-uri, comunitate. Este vorba de acest tab. Vedeți, aici v-am spus că o să fac un tutorial. Îl activați, cum am spus, din 10.000 de abonați sau vă activați monetizarea. Bun, cum ne activăm monetizarea? Hai să intrăm pe YouTube. Intrăm aici, că e mai aproape. Apăsați pe iconița canalului și aveți aici YouTube Studio. Mă uitam dacă am cursorul pornit, să-mi registreze cursorul. Aveți aici, în partea asta, generare de bani. Dați pe generare de bani. Extinde-te cu YouTube-ul. În calitate de partener YouTube vei fi eligibil să câștigi bani din videoclipurile, să beneficiezi de asistența pentru creatorii și multe altele. Pentru a te înscrie la programul de parteneriat YouTube, canalul tău trebuie să aibă 4000 de ore de vizualizare publică în ultimele 12 luni, exact cum am spus, și 1000 de abonați. În plus, canalul tău va fi examinat pentru a ne asigura că respectă politicile YouTube, generare de bani. Bun, și aici trimit o notificare. Bă, hai să-i dăm să trimitem, că eu vreau să văd acum asta. Stați așa un pic, că v-am luat... bun, gata, hai că am rezolvat. Uitați, vezi aici niciun abonat, pentru că sunt pe un canal secundar pe care nu postez, nu... Pe ăsta doar mă uit. Ăsta e canalul meu pe care îl folosesc eu personal. Niciun abonat și nicio oră de vizualizare publică. Cum faceți ore de vizualizare publică? Uitați, cum intrăm tot așa, tot pe zuchi.dev. Stați așa, că aici era să caut... Stai să deschidem un nou tab, YouTube. Intrăm la fel și vă explic imediat cum faceți orele de vizualizare YouTube. Hai că am scris YouTube, dar hai că am scris zuchi.dev dacă e. Bun. Am postat și GTA 5 online. Forța, 48 în 48 minute. Bun, cum faceți orele de vizualizare? Hai să vă explic. Deci luăm episodul... Hai să zicem, ăsta cum mi-a scăpat telefonul apă, pentru că este în lac, pardon, pentru că este cel mai vizualizat clip al meu de pe canal. Hai să vă explic. Deci vedeți că eu am aici 51.508 vizualizări. Vizualizările astea nu înseamnă neapărat că tot fiecare om în parte din aproape 52.000 s-a uitat la tot videoclipul, care este de 4.42. Da? Deși s-ar putea, pentru că titlul este cum este și nu este foarte lung. Dar să zicem că nu s-a uitat. Să zicem că s-a uitat 30 de secunde, da? În alea 4000 de ore de vizualizare se adaugă 30 de secunde.
pentru că persoana respectivă s-a uitat 30 de secunde. Dacă altă persoană se uită, de exemplu, 4 minute, se mai adaugă încă 4 minute și se fac 4 minute jumate și tot așa până la 4.000 de ore în ultimele 12 luni. Și cam așa vă activați monetizarea. După aia o să vă ceară, hai să dăm schimbare, schimbă contul, așa, intrăm pe contul principal în care am deja monetizarea activată, intrăm la fel, aici deja nu mai apare, de fapt, mă văd că apare, hai să vedem dacă apare ce trebuie, nu, aici deja nu mai apare ce trebuie, aici deja vă anunță prezentare generală, vă prezintă mare parte cum este faza cu YouTube-ul și Supers. Acea, știți că la unele canale sunt activate lângă butonul de subscribe, scrie Join. Asta se referă cu Supers. La mine deja este altfel, drepturi de autor, vedeți, odată ce ați activat monetizarea aveți și drepturi de autor. Adică dacă cineva reacționează, să zicem, la un clip de al meu, mie o să-mi vină notificare. Mie o să vină notificare și o să am dreptul de a ori șterge canalul, videoclipuri, ori să-i fac reclamații la YouTube și sunt șanse foarte mari să-i dea strike, ori pot să-i dau doar o notificare că mi-a folosit contentul fără acordul meu, fără să-i fac nimica. Astea sunt lucrurile cu drepturile de autor. O să-i dăm la date statistice și vedem aici, da? Numărul de vizionări a crescut. Canalul tău a avut 160.000 de vizualizări în ultimele 28 de zile. Atea vizualizări am făcut în ultimele 28 de zile și vă mulțumesc enorm. În timp real, 2401 abonați, vizionări în ultimele 48 de ore, 10.000. Venit estimativ 17 RON. Ceea ce este foarte bine. Vedeți, aici vă apare fiecare în parte, durată medie de, exact ce vă ziceam, vedeți? Durată medie de vizualizare, cât s-a uitat aproximativ, s-a făcut o medie și s-a uitat din tot videoclipul de 4, nu mai știu cât, s-a uitat 2.20. Bun. Acoperire, asta nu știu exact ce este. Afișări. De câte ori a fost afișat videoclipul meu în ultimele 28 de zile, rată de click a afișărilor, 13% dintr-un 1.100.000, vizionare 160.000 și spectatori unici. Asta nu reușesc să înțeleg, fraților, la ce se referă. Tipuri de surse, aici apar toate sursele, mă rog, aici sunt detalii care pe voi nu vă interesează. V-am spus că pe voi mai trebuie să vă arăt cum vă activați faza cu reclamele. Hai să vă arăt. Stați așa că aici voiam să mă uit la ceva, decât informez 8 minute, este foarte bine. CPM în funcție de redări. Venit estimativ, estimate redări cu generare de bani. Și CPN, ăsta nu știu ce este. Bun, ăstea sunt din vizualizări. Ăștia 7 lei sunt din vizualizări, iar restul de 10 lei sunt din reclame. Vedeți, venituri lunare estimative, 17 RON. Surse de venituri în ultimele 28 de zile. Venit YouTube Premium. Vedeți? Venit estimativ din anunțuri. Chiar mai mult am greșit eu. 16 RON sunt din ăla și un leu din YouTube Premium. Bun. Hai să trecem la ce ne interesează. AdSense. Parcă se numea. AdSense. Romania. AdLearning. Google Ads. Bă, frate, haideți că revin, nu mai știu exact unde am intrat, dar revin imediat cu cred că aici era, stați așa să-mi aduc aminte. Asta era? Nu. Revin imediat, nu mai știu exact unde am intrat. Bun, frate, haideți că am revenit, să tinești, mă uitam dacă a pornit filmarea. Am găsit, nu am găsit de pe YouTube, nu mai știu. Ce naiba, mă? Primesc mesaj de pe ăsta. Nu mai știu exact de unde am intrat de pe YouTube. În orice caz, o să vă las acest link în descriere. Intrați pe acesta, vă conectați cu contul. Dacă nu aveți cont, vă faceți un cont. Și aici o să vă apară comunitate, anunțuri și lucruri de genul. Voi o să dați pe anunțuri, dacă mi-aduc bine aminte. Aici. Comunitate AdSense, centru de ajutor comunitate. Bun venit.
Uitați aici, categorii, aprobări site-uri, afișează-le pe toate. Tu o să trebuiască, eu acum din cauza că le-am făcut nu mai pot deja să le adaug, din păcate, dar o să vă apară în la comunitate, cum v-am spus, un loc unde un loc unde vă adaugați cât mai multe anunțuri, vă adaugați câte vreți și puteți să trebuie să vă, bineînțeles, cum am spus, trebuie să aveți monetizarea activată și să fiți conectați cu contul Google. O să vă ceară dacă aveți activare, dacă o să aveți contul validat pentru monetizare, o să vă ceară contul, nu mai știu exact, parcă cheia sau link, și automat adăugați reclamele. Cum ați fi văzut, și acest episod o să aibă monetizarea activată, bineînțeles, pentru că de ce nu? O să vedeți că la început, la sfârșit sau la mijloc o să vă apară o reclamă. Și dacă aveți telefonul pus în picioare, să zic așa, o să vă apară acolo un mic chenar cu o reclamă. Eu cu acele ajutoare produc acei bani pe care i-ați văzut, în banii aceia i-am produs în câteva zile. Bun, vreau să vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Nu uitați să apăsați pe un like, de subscribe și să-mi dați follow pe Instagram. Eu am fost Zuki, iar pe la un alt episod. Vă salut. Bye bye.